Apariții stranii și coincidențe înspăimântătoare, toate sunt legate de tragica dispariție a mamei Mădălinei Manole, de la care apropiații și familia și-au luat rămas bun. O pisică neagră s-a așezat sub geamul casei mamei Mădălinei Manole. Nu s-a oprit din mieunat și părea că nu-și găsește locul. O astfel de apariție e semn rău, spun bătrânii. Pisica neagră este aducătoare de ghinion și dacă își face apariția la înmormântarea cuiva, e semn că cineva din familie urmează să-și piardă viața în curând. Dacă apariția pisicii a fost pentru unii o simplă coincidență, cel puțin stranii sunt asemănările între dispariția fulgerătoare a Eugeniei Manole și cea a tatălui Elodiei Ghinescu. Dumitru Ghinescu a împărtășit o soartă la fel de cruntă. Ani de zile a umblat prin tribunale pentru a-i face dreptate fiicei lui, despre care nu se mai știe nimic. La 3 ani de la moartea Elodiei a murit, bolnav de cancer, afecțiune care s-ar fi declanșat din cauza supărărilor. Aceeași durere a avut-o și mama Mădălinei Manole. S-a luptat prin tribunale cu Petru Mircea, soțul Mădălinei, și s-a îmbolnăvit și ea de aceeași maladie necruțătoare. Cu siguranță că asta a măcinat-o de-a lungul timpului, 7 ani ăștia grei care au trecut, cu siguranță că și asta este un motiv. Frumuseța mea, inima mea de sule, am auzit ieri la biserică că a murit. Asta e, ce să facem. Câte picături de ploaie, atâtea lacrime au curs la prânz la Biserica Sfânta Treime din Ploiești. Sicriul în care Eugenia Manole își doarme somnul de veci a fost depus la capelă pentru ca familia și apropiații să îi poată veghea la căpătâi. M-am prietenit cu ea, că eu am și eu băiatul mort și ne întâlnisem amândouă aici la biserică. Deci ne-am prietenit. Ne milă de ea, că de-aia am venit. Când stăm, am zis că vini și am stat aici și așa. Fiul Eugeniei Manole este și el un monument de tristețe. Și-a îngropat sora acum aproape 7 ani, iar acum 3 zile mama i s-a stins în brațe. Rudele îi sunt însă aproape și încearcă să-l ajute. Să sperăm că ajungând acolo sus o să-și găsească liniștea alături de fata ei, de iubirea ei. E singura dorința noastră a familiei. Funeraliile Eugeniei Manole au loc la această oră. Mama Mădălinei Manole nu va fi însă înhumată alături de artistă, ci într-un loc de veci al familiei, la câteva lei distanță.